Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Sper că ați avut sărbători liniștite, timp de calitate petrecut în sânul familiei sau cu cei dragi. Pentru mine au fost niște sărbători cât de cât relaxante, dar pe de altă parte, am avut așa o stare de nestare, cum spun eu, pentru că vineri am primit un colet. Am găsit o ofertă interesantă, zic eu, pe Notino, la un set de parfumuri de la Maison Margiela. De la această casă eu nu am nimic momentan în colecție. Tot timpul au intervenit alte parfumuri, ca să zic așa, alte oferte. Găseam tot timpul câte ceva și, na, nu ratez parfumul ăsta, îl iau acum, are preț bun și așa mai departe. Multe dintre voi cred că știți ceea ce spun. În plus de asta, acest pachet, acest set, ca să mă exprim așa, o să vedeți, e vorba de un set cu două parfumuri a câte 30 de mililitri fiecare. Conține un parfum deja celebru, deja cred că multe dintre voi l-ați testat sau l-ați avut sau de ce nu îl aveți în colecție, și anume By the Fireplace. Am intrat de curând, ca să mă exprim așa, în zona aceasta a parfumeriei cu fum, cu zona aceasta ușor mai dark, ca să spun așa. Și de fiecare dată când ajungeam în Marionos, Sephora sau mai știu eu unde, nu găseam tester pentru By the Fireplace. Nici nu am cumpărat decant de pe grupurile de parfumuri de pe Facebook, grupuri în care se vând, se schimb parfumuri. Îmi cam stă pe limbă să spun, dar aici deja intrăm într-o altă sferă de discuție. Sunt în foarte puține grupuri de genul. Nu cred că e momentul să dau acum detalii. Dar astăzi este marți. Eu am coletul acesta de vineri și nu l-am deschis. De ce? Pentru că vreau să fac asta cu voi, vreau să fac first impressions cu voi. Și nu știu, eu una nu mai pot, deci să trecem la treabă. Sunt foarte curioasă. Foarte, foarte curioasă. Sper să fie un blind reușit. Apropo de blinduri, dacă aveți posibilitatea, au căzut blotterele. Ok. Dacă aveți posibilitatea, testați. Nu faceți ca mine că nu știu. Bine, eu sunt și genul care nu renunț imediat la un parfum. Adică dacă e ceva ce nu-mi place la el, îl mai las ori să se mai așeze, ori să se macereze, cum sunt unele parfumuri care necesită acest lucru. Și tot îi dau șanse, tot încerc, tot încerc, tot încerc să mă împrietenesc cu el. Asta în condițiile în care fac câte o nefăcută de genul să comand blind buy câte ceva. Ia să vedem că nu mai am răbdare. Aici am o rezervă de săpun lichid de la DAV, nu cred că vă interesează. Și avem pachetelul. Ia să vedem, să facem un pic de loc. Am așa niște emoții. Te zici că cine știe ce fac cu voi aici. Wow! Mamă, că e drăguț!
Chiar e drăguț. Ia uitați. Foarte drăguț este. Și avem aici... What? Stați un pic. Ha. Deci, eu am comandat acest pachet de pe Notino, în care spunea destul de clar că el ar conține replica Lazy Sunday Morning, îl avem, varianta de 30 de mililitri, și aici ar fi trebuit să fie replica Jazz Club. Jazz Club. By the Fireplace. În schimb, în loc de By the Fireplace, avem replica Jazz Club. Nu știu cât se vede. Da. Hai. Hai să vedem ce facem. Nici nu știu, nici n-am idee. N-am făcut niciodată retur la Notino. N-am, deci habar n-am la Notino. N-am făcut retur la niciunul din site-urile de pe care eu îmi cumpăr parfumuri. Hai să vedem. Și Jazz Club. Și de el sunt curioasă. Doamne, deci am așa o stare, jur, nu știu cum să vă, nu știu cum să mă exprim. De vineri am stat cu ideea, Doamne, am acolo By the Fireplace, am acolo By the Fireplace. Nu zic că Jazz Club nu era pe listă. Era și el pe listă. Pe acesta am apucat să-l testez. Dar, na. Vedem, scrie ceva pe aici. Nu, că și pe cutie scrie că are Jazz Club și Lazy Sunday Morning. Da, dar pe site, oricum dacă găsesc link-ul, o să vi-l las și vouă. Haideți să vedem. Haideți să începem cu varianta mai ușoară, și anume Lazy Sunday Morning. Sticluțele sunt tare, tare drăguțe. Nu știu, mă duc așa cu gândul. Nu știu dacă ați văzut voi, ați avut acces vreodată sau ați văzut din întâmplare farmaciile alea ușor mai vechi, ca să mă exprim așa, sau nu, mai degrabă un laborator de farmacie, dacă ați văzut. În laborator sunt sticluțe fix de genul acesta. Ok, vorba lungă, sărăcia omului, hai să vedem. Băi, și totuși am așa... Vedem. Ia să vedem. Lazy Sunday Morning. De acest parfum nu eram neapărat foarte, foarte curioasă, în ideea că știu că e pe undeva floral, lemnos, moscat, undeva pe acolo, chestie care nu prea e în zona mea, ca să mă exprim așa. Nu e rău. Chiar nu e rău. M-am săpăcit atât de tare cu încurcătura aceasta, încât am uitat să vă zic notele, să știm pe ce vorbim, de la Lazy Sunday Morning. Parfum floral lemnos, mosc, unisex, lansat în 2013, note de vârf aldehide, lăcrămioare și pară, note de mijloc trandafir, iris și floare de portocal, notele de bază mosc alb, ambretă, în albă de mosc, frunze de paciuli indonezian. Ia să vedem. Este proaspăt, este floral fructat. Floral fructat, mă gândesc că...
Deci nota aceea de lăcrămioare se simte atât de bine, luminos. Nu știu, ca și cum ați spăla niște rufe și le-ați lăsa la uscat undeva în curte, în aer liber, dar de jur împrejur sunt și flori. Mirosul acela, combinația asta de rufe proaspăt spălate cu o atingere florală. Ce mai spuneau ei? Aldehide. Nu sunt fan aldehide, dar nu le simt. Pur și simplu nu le simt. Nu simt nimic aldehidic aici. Simt așa, nu știu, ca un nor curat. Nu-l percep săpunos. Am avut o teamă de parfumul ăsta, nu știu de ce. Ori datorită notelor, ori mi-a fost teamă că va fi ceva săpunos, dar nu este. Îmi lasă senzația, nu știu, ca să vă zugrăvesc cu o altă imagine, îmi lasă senzația de lingerie din acelea de calitate, dintr-un resort hotelier undeva 5 stele, proaspăt spălate. Și toată nebunia asta, toată pictura asta, fundalul ar fi undeva la malul mării. Nu știu de ce. Nu e nimic sărat, nu e nimic. Dar așa văd eu. Bine. Lazy Sunday morning, da. O dimineață de weekend, caldă, leneșă, luminoasă, soare. Într-un apartament din Florența cu geamurile larg deschise. Astăzi sunt această poetă, sunt această... Tare fain. Chiar îmi place. Combinația aceea de pere și lăcrămioare o simt foarte bine. Chiar dacă... Da, și lăcrămioarele și nota de pară ar fi fost în vârf. Eu o simt în continuare. Per ansamblu nu e un parfum rău, chiar nu e. Mă bucur că îl am, sincer, și chiar de-abia aștept să se încălzească bine de tot să-l pot purta. Și așa, eu mă gândeam să vă fac un intro de genul, vai, cum e vremea afară și ia uitați ce mi-am cumpărat eu, unul mai de vară și unul perfect pentru timpul de acum, dar... Haideți să-l mai lăsăm un pic și să trecem la Jazz Club. Bineînțeles, cer mii de scuze, eu când mi-am făcut aici frumos notițele cu notele și cu tot, eu am scos notele pentru By the Fireplace. N-am știut că mă trezesc cu Jazz Club. Dar aia e. Vedem și Jazz Club acum. Nu-mi pare rău 100%, fix în ideea că și acesta l-aveam pe listă. Vai, Doamne! Vai, Doamne, ce... Deci cât de repede se schimbă. Deschiderea a fost wow. Doamne, sunt hiperrealist realizate, dacă mă pot exprima așa. Tare faine sunt, tare, tare faine. Oh, tutun. Nu am citit notele, nu le cunosc. Dar acum simt tutun, un tutun din acela de calitate. Are și o notă
ceva buzi, ca să zic așa, dar nu pot spune, nu e ceva să pun degetul, rom, coniac, nu. Vai, îmi place, îmi place mult. Tutunul acum s-a mai domolit. Vine ceva ușor, ușor dulceag din spate. Da, după cum îi spune și numele. Da, a ieșit. După cum îi spune și numele, fix la asta mă duce cu gândul. Mii de scuze. Fix asta aș zugrăvi și eu. O încăpere cu domn din aceea, din înalta clasă socială, ca să mă exprim așa, din înalta societate, îmbrăcați la patru ace, muzică de jazz pe fundal, fumează trabucuri din acelea de calitate și au lângă un pahar de tărie. Asta vreau să-l văd și pe piele. Vai, deci deschiderea, nu știu, are ceva ușor fresh, ușor nu verde. O tentă de barbershop? Nu știu de unde ar putea veni, cel puțin pe pielea mea, așa se dezvoltă în deschidere. Da. Acum vine nota aceea ușor buzii. Acum vin trabucurile, tutunul. Dar e o tentă fină, ceva la limită între barbershop și o notă de mentă. Undeva este o combinație ușor ciudată, dar balanța mea cel puțin înclină spre nota de barbershop. Are ceva acolo. Nu e rău. Nu e rău deloc. Da, e fain, dar abia acum începe să se îndulcească puțin. Ce chestie, bine, n-am știut că o să comand ceva și o să mă trezesc cu altceva. Nu-mi pare rău nici de Jazz Club. Dar Jazz Club, clar, nu poate fi din punctul meu de vedere, adică nu l-aș purta, eventual doar două pufuri și undeva serile mai răcoroase. Pe canicula aceea de 40 de grade, sub nicio formă nu voi purta Jazz Club. Dar îmi place. Îmi place. Ce spun ei aici? Originally Jazz Club, Provence în period, Brooklyn, așa. Heady Cocktails and Cigars. Asta e. Fix asta e. Dar din când în când, uite, acum din nou a apărut. Apare o tentă de barbershop. Acesta categoric este un parfum unisex. Pe când Lazy Sunday Morning, sinceră să fiu, nu l-aș vede purtat. Nu. Lazy, oh, vai, ce frumos s-a transformat. Foarte, foarte mult acum în Lazy Sunday Morning simt lăcrămioare. Simt o mulțime de lăcrămioare. Tare frumos este. Tare, tare frumos. Tare frumos. Cu toate astea, lăcrămioare cu mosc simt acum în Lazy Sunday Morning. Pe care nu îl văd un parfum unisex. Nu l-aș vede pe soțul meu sau, nu știu, nu aș vede un bărbat să poarte așa ceva. Acum, din nou, nu mă înjurați, fiecare poartă ce vrea, fiecare poartă parfumurile
în ce anotimp consideră. Astea pur și simplu sunt strict părerile mele. La rece sau la cald, whatever. Dar foarte frumos. Chiar mi-a fost frică, mi se pare că v-am mai spus, de Lazy Sunday Morning. Mă speria ideea de a fi un parfum săpunos, ceea ce nu e cazul. Să revenim la minunăția asta de Jazz Club. Nu, fix același lucru. Camera, clubul, Jazz Club, da? Clubul de jazz cu bărbați ferchezuiți, proaspăt ieșiți din barbershop, fumând trabucuri și consumând băuturi alcoolice. Nota de alcool nu se simte. E o notă, e ceva buzi acolo. Nu pot să spun ce. Adică nu-mi dă fix rom, fix coniac, fix whisky. E un fel de amestec. Dar nu are nicio tentă de alcool în sine. Nu e rău. Asta da, ăsta este unisex. Lazy Sunday Morning nu este. La începutul clipului, de fapt, când am deschis și am văzut ce scrie pe sticluță, că scrie Jazz Club, nu By the Fireplace, am avut așa o chestie, Doamne, hai să fac retur, hai să iau legătura cu cei de la Notino, dar nu. Nu voi schimba. Și cutia e foarte, foarte drăguță. Foarte drăguță. Da, ăsta rămâne un unisex pentru perioada mai rece a anului. În timp ce am venit eu să testez parfumuri fără apă. Din nou. Vai. Același lucru, aceeași poveste. Rămâne pentru nasul meu, pentru percepția mea, aici în Lazy Sunday Morning, rămân lăcrămioare și mosc. Tare, tare frumos. Îmi place nota de lăcrămioare în parfumuri, dar până acum din toată colecția mea nu am niciun parfum care să o redea atât de bine, atât de natural, atât de... Pur și simplu e superb. Este superb. Da. Ok. Cam atât pentru astăzi. Un clip mai scurt, un clip... Sinceră să fiu, nici nu știu ce stare de spirit am acum. Mi-a rămas gândul la Jazz Club. La Jazz Club, Doamne Dumnezeule, la By the Fireplace, chiar dacă am primit Jazz Club, asta vroiam să spun. Dar poate că este un semn să merg neapărat în parfumerie și să-l testez. N-am idee, o iau și așa. Îmi place foarte mult și prezentarea, îmi plac și sticluțele foarte, foarte mult. Sunt mulțumită și de sucul ce-l conțin. Cam atât. Dacă voi aveți By the Fireplace sau dacă aveți Jazz Club-ul acesta, pentru care eu nu mi-am făcut temele, nu am căutat notele, că de știam că vine By the Fireplace, dar Jazz Club e una, așa îl percep. Clubul de jazz, domnii ferchezuiți la patru ace, cu trabucul și paharul aferent, proaspăt ieșiți din, nu, nota aceea de barbershop, tot o simt, dar nu mă deranjează. Nu știu, acum după ce voi termina clipul, chiar voi căuta notele, că sunt ușor intrigată, dar îmi place.
De fapt, îmi plac ambele, îmi plac foarte mult. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc. Dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș ruga să o faceți. Și până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez și o zi minunată!